Doamnelor și domnilor, Cristina Bălan împreună cu soțul ei și cu cei doi copii sunt undeva în apropiere de București. O să vedem acum pe Cristina, o să avem un reportaj special, dar am vrut să intrăm puțin în legătură cu ei, pentru că, iată, țin minte și acum momentul din pandemie în care cei doi copilași au vrut să se joace într-un parc, a venit poliția și a ieșit un scandal absolut incredibil. Nu mai știu nimic de ei și chiar vreau să știu dacă faceți aminte de secvență. Colega noastră este acolo. Bună ziua, Cristina! Ce faceți? Bună ziua! Bună ziua, dragilor, pentru că afară este o vreme extraordinară. Am zis să profităm din plin de acest lucru și am ajuns într-un loc de poveste, dar mai multe ne va spune Cristina Bălan. Bună ziua, Cristina! Ne bucurăm tare mult să te avem alături. Bună! Și eu mă bucur să vă fiu alături. Spune-ne, te rog, ce faceți voi aici cu micuții care sunt momentan cu Gabi, soțul tău, s-au retras undeva la umbră? Spune-ne tu ce faceți aici la hipoterapie. Acum, micuții care au crescut deja, apropo, nu mai sunt atât de micuți, iau o gustare, cum se spune, un fel de picnic. Sunt cu soțul meu, da, și noi venim aici ca într-un fel de oază, o mini-vacanță de fiecare dată săptămânală, unde, în afară de face terapie, facem, iată, plimbări, ne aerisim, deși noi stăm la sat, oricum avem natura la îndemână, însă nu avem atâta spațiu chiar, deci aici este un spațiu, plus că există veverițe pe care le pozăm de fiecare dată. Există, iată, acest minunat platou de filmare. Apropo de asta, vreau să le mulțumesc și celor de la Buftea pentru că ne pun la dispoziție acest spațiu minunat unde putem să facem terapia și să ne bucurăm de verdeață, de pomi. Iată, sunt niște copaci aici seculari care sunt foarte, foarte mari și impunători. Și cum spuneam, în afară de veverițe, mai sunt păsări, după cum ne-a spus cineva, pelicani. Da, doamnelor și domnilor, nici nu știam ce este pasărea mare, care planează, avioane care vin și pleacă. E un loc de poveste, aș putea spune. Da, mai avem... Chiar așa este și vreau să te întreb, sau Cristi, vrei să ne spui? Vreau doar să vă cer să luăm publicitate și ne întoarcem. Eu n-aud nimic acum, eu am turuit în continuu. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Cristina Bălan într-un loc foarte frumos de lângă București, unde v-a povestit, face hipoterapie. O să avem un reportaj special făcut cu modul în care o să-i vedem pe cei mici, o să-l vedem pe soțul ei, pe Gabi, o să ne lămurim. Până atunci însă, Cristina, vreau să vă spun că mi-am dorit foarte mult să vă văd, pentru că, după cum povesteam și mai devreme, ultima dată când vă văzusem era în acea înregistrare de-a dreptul terifiantă a lui Gabi, când copiii nu se puteau juca undeva într-o pandemie din care înțelegem tot mai puțin din ceea ce a fost, că nu știu dacă alea erau problemele, și era într-adevăr o situație extraordinar de tensionată. Vreau să te întreb cum sunteți, ce urmări a avut acel moment și cum sunt copilașii în această perioadă complicată pentru toată lumea. Bună, Cristi, și bună tuturor celor care se uită la noi. Aș prefera să trec peste episoadele neplăcute. Suntem foarte bine pentru că în toți acești ani, dacă am învățat ceva, am învățat reziliența și venim aici cu mare drag în acest loc frumos. Mai bine vă povestesc despre acest loc care, în afară de a fi pentru noi hipoterapie, este și un fel de, cum să o numesc eu, naturoterapie. Avem aici o grămadă de spațiu și chestii foarte interesante, pentru că suntem, dragii mei, la Buftea. Știți ce se întâmplă la Buftea, nu? Se fac tot felul de chestiuni și noi am primit acest spațiu cumva și le mulțumim celor de la studiourile Buftea. Am primit în sensul că avem loc aici să ne facem hipoterapia, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de veverițe, pentru că sunt și veverițe aici, avem și un câr de gâște și găinușe și copiilor le plac foarte mult animăluțele și interacționează frumos cu ele. Este un beneficiu și ăsta. Da, vreau să te întreb foarte frumos ceea mai trebuia ce să spun ceva? Nu, trebuia să spuneți cum sunteți voi în perioada asta. Noi ne-am obișnuit, am fost obișnuiți cu izolarea și cu, nu știu, contextul acesta în care se stă mai mult pe acasă și așa mai departe. Suntem obișnuiți de aproape 8 ani cu treaba asta. Noi am ales cumva să ne autoizolăm, am simțit nevoia de a nu avea influențe externe, care nu întotdeauna sunt cele mai bune atunci când treci printr-o situație. Iar ce să spun eu, suntem cât se poate de bine. Cred că noi mai degrabă am înflorit în pandemie, în timpul pandemiei, decât să ajungem la disperare sau să ne simțim nu știu cum. Chiar ne-a prins bine, nu știu de ce, și nici nu știu de ce spun chestia asta, dar nu simt nicio diferență. Noi ne-am făcut treaba, ne-am dus la terapii. Ba da, o singură diferență, grădinița, că am regretat foarte mult faptul că fix într-un an care era foarte important, că acum copiii merg la clasa 0, și era foarte important acest an de grădiniță și n-am avut parte de el decât sporadic și așa, pe episoade mici. Da. Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru această apariție. Vreau să îmi mai relatez un singur lucru înainte să ne vedem în zilele următoare, când vom finaliza reportajul, adică vom difuza reportajul cu voi de acolo. Un moment de tandrețe între voi patru. Unul așa care să fie într-adevăr frumos de spus și definitoriu pentru voi. Ok, este o provocare. Mă bag. Noi mereu avem momente de tandrețe. Oriunde am fi, chiar și acum, în timpul reportajului, unul dintre băieți a venit. Bine, dar eu tare suspectez că l-a pus taxul. Să-i zic, deci, du-te, Toma, și zi la mami că o iubești. Dar ei fac treaba asta pe parcursul unei zile foarte des, pentru că, normal, dacă așa am făcut și noi de la început, dacă nu ne-am acoperit cu te iubesc-uri și iubirea și dragostea mea și așa mai departe, normal că și copilul, cum spuneam, este o mică oglindă a adultului și atunci și ei fac aceste gesturi și vin și ne iau în brațe, se iau ei doi în brațe, sunt geniale, chestiile astea mă topesc și trebuie să menționez că ei și apelează la treburile astea, sunt foarte șmecheri și atunci când ne văd mai supărați sau mai șucăriți că eu știu ce năzdrăvănie au făcut, se iau în brațe și se pupă sau vin și ne iau pe noi în brațe și ne pupă și vin cu dalea cu iartă-mă, mami. Da. Așa că ce să zic, da. Momente de afecțiune și de tandrețe. Avem foarte multe. Cristina, vă las să continuați programul acolo. Mulțumim foarte mult. Veți vedea suma iubirii și a tandreții într-un reportaj foarte frumos în care îi vom vedea pe toți patru. Zi frumoasă în continuare.